Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată din nou față în față cu dumneavoastră, noi de aici din studio vă salutăm și vă mulțumim că și de data aceasta ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Așa cum am obișnuit și de data aceasta vă aducem în față o temă de interes, de actualitate și bineînțeles un invitat deosebit, tocmai de dincolo de ocean, îi spunem un venit invitatului nostru, și anume domnului pastor Florin Câmpean, pastor la Biserica Pentecostală Română Philadelphia din Chicago. Frate pastor, bine ați venit la noi în emisiune. Mulțumesc de invitație. Face plăcere. Cu mare drag vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră de a discuta și de a ne mai aduce câteva gânduri despre ceea ce se întâmplă în Statele Unite. E o perioadă destul de lungă de când nu am mai avut emisiune cu cineva din comunitatea românească, din diaspora românească, de dincolo de ocean, din Statele Unite. Și avem la dispoziție doar ceea ce, să spunem, aflăm din media, media care știm și noi că este și ea orientată pe anumite direcții, așa că noi, Producție Media, încercăm să ținem prietenii noștri, telespectatorii, la curent și cu ceea ce se întâmplă în Statele Unite, în special în zona aceasta a comunităților creștine și, în mod deosebit, a comunităților creștine românești, a bisericilor și, bineînțeles, a ceea ce se întâmplă după perioada aceasta de alegeri din noiembrie de anul trecut și mai ales în contextul acesta al pandemiei sau al post-pandemiei. Am numit eu în mod generic, să spunem așa, diaspora română creștină din Statele Unite în context post-pandemic, deși știu că poate m-am aruncat în prea devreme. Nu știe nimeni, numai Dumnezeu știe dacă suntem într-o vreme de după pandemie sau aceste valuri care încă se mai perindă printre noi vor exista sau nu. Așa că, frate pastor, haideți să o luăm cu începutul și am să vă întreb cum sunteți de la ultima dată în care dumneavoastră cât și o parte din comunitatea creștină din Chicago, acolo unde sunteți dumneavoastră, ați ieșit așa foarte abrupt în spațiu public, în momentul în care, dacă ne aducem aminte, ați avut ceva probleme cu autoritățile atunci când n-au vrut să vă permită să vă strângeți. Haideți să o luăm de la punctul acela, pentru că a fost un moment, aș spune, de încurajare pentru noi aici în România, un moment în care am simțit că mămăliga aceasta românească s-a umflat și dincolo peste ocean, și asta e bine, și, într-adevăr, ați făcut un gest destul de rar întâlnit în vremurile acestea, acela de a vă opune cu fermitate în virtutea credinței dumneavoastră împotriva abuzului autorităților statului Illinois. Cum vă simțiți de atunci? Cum a fost? Momentul acela a fost crucial pentru noi. Nu știu câți din România știu că noi am avut o acoperire foarte mare în media. În media americană, Fox News și pe toate canalele mari din America, biserica noastră a fost acoperită masiv și astăzi, după mai bine de un an de zile, pe Fox News apar din când în când imagini de la biserica noastră atunci când se vorbește despre libertatea religioasă. Cred că momentul acela a fost important pentru, nu numai pentru români, poate românii au fost mai rebeli, cel mai mulți dintre noi, dar și pentru comunitatea creștină americană. Din acel moment alți oameni, alți lideri, alți pastori au început să regândească problema aceasta a supunerii totale, oarbe, față de autoritățile care limitează închinarea bisericilor. Aproape întotdeauna și azi, când se vorbește despre libertatea religioasă, apar imagini video din biserica noastră, de la acele servicii din perioada critică a pandemiei. Așa că impactul a fost grozav. Noi ne desfășurăm activitatea absolut normal.
poate mai bine ca înainte de pandemie. Asta este realitatea. Spuneam că duminică dimineața noi avem mai mulți participanți ca înainte de pandemie. Oamenii caută prezența lui Dumnezeu, oamenii caută să se conecteze, să aparțină unei comunități. Și chiar prin această pandemie, biserica își îndeplinește scopul și Dumnezeu folosește biserica în direcția aceasta. Slavă Domnului! Am văzut și noi de aici și chiar am mediatizat și noi atunci când ați apărut în presă. Noi traducem în general, nu știu dacă ați observat, noi suntem... Da, am văzut asta. Traducem materiale de la Fox News, avem o colaborare frumoasă cu ei și încercăm să menținem foarte strânsă legătura aceasta, astfel încât și comunitatea românească să știe ce se întâmplă în Statele Unite și mai ales ce se întâmplă în comunitățile creștine. Excelent, slavă Domnului, ați ieșit în evidență și vreau să spun că ați ieșit în evidență într-un mod extraordinar. A fost o mărturie și o încurajare și pentru noi aici care, trebuie să recunoaștem, nu am avut aceeași atitudine față de autorități, ba dimpotrivă, chiar în prima parte a pandemiei, dacă noi ce să amintim partea de început, în starea de urgență, cu toții am tăcut mâlc, autoritățile nu ne-au băgat în seamă absolut deloc în România și a trebuit să ne supunem. Deși noi am știut cu toții că ceea ce s-a întâmplat a fost o încălcare a libertății religioase și aici în țară. Frate păstor, slavă Domnului, mai ales vestea aceasta că oamenii vin la biserică este extraordinară. Și haideți să vorbim exact comparativ puțin. În România, să știți că lucrurile stau puțin diferit, cel puțin la nivelul capitalei, aici unde noi ne desfășurăm activitatea, vedem o diminuare a activităților, a numărului de participanți la activitățile bisericești. Și am zice noi că poate o parte din ei vin din teamă sau o parte s-au obișnuit cu prezența aceasta online. Și vreau să vedeți cum vedeți dumneavoastră problema aceasta. Dumneavoastră aveați și înainte servicii online și aveți și în continuare, dar în România există o predilecție în comunitatea creștină de a sta acasă, de a butona între mai multe biserici, servicii online și de a căuta într-adevăr confortul acesta. Ceea ce duce și vedem și noi cu ochii liberi, se poate verifica foarte simplu, o prezență mult mai mică în bisericile evanghelice. Cum vedeți dumneavoastră lucrul acesta din Statele Unite și cum vedeți și în România? Tehnologia este foarte importantă și noi trebuie să o folosim, să perfecționăm. Ca și biserici, nu trebuie să fim în urma societății în ce privește tehnologia, ci dimpotrivă. Trebuie totdeauna să fim la curent, să fim implicați. Totuși, tehnologia de multe ori dăunează vieții bisericești. Eu înțeleg acest aspect. Acum oamenii au la dispoziție predici, servicii peste tot. Chestia că acest fenomen care se întâmplă, oamenii se duc de la biserică la biserică, stau 2 minute sau mai puțin, cred că media este sub 2 minute, se uită aici, se uită acolo. Asta conduce la o spiritualitate superficială. Oamenii au nevoie de comunitate, au nevoie de prezență. Oamenii au nevoie să fie împreună, fără măști, fără bariera unui ecran după care se ascund. De aceea cred că noi, în primul rând, trebuie să facem servicii foarte bune, de mare calitate. În al doilea rând, aș vrea să spun că noi trebuie să creăm o comunitate în care oamenii doresc să fie, oamenii doresc să participe, nu doar servicii pe care le avem. Și cred că aici trebuie să lucrăm mai mult ca și biserici pentru a crea un loc unde oamenii aparțin. O familie spirituală, nu doar o familie digitală. Și asta este o provocare mare pentru noi, pentru că altfel lumea asta digitală creează creștini digitali și creează o spiritualitate foarte superficială din punctul acesta de vedere. Noi am lucrat la asta. Și cum spuneam, noi avem participarea, facem tot felul de evenimente. Într-un fel, spre surprinderea mea, anul acesta, majoritatea evenimentelor pe care le-am organizat au avut participare record.
De exemplu, am avut campul pentru copii cu 2 săptămâni. În 20 de ani de cât sunt eu la Biserica Philadelphia, n-am avut niciodată așa participare. Azi a început un camp pentru tineret, din nou, tocmai am primit numerele, avem participare record. Oamenii sunt însetați, atât tinerii cât și copiii, cât și părinții sunt însetați după comunitate. Și toată pandemia aceasta, de fapt, a cam distrus acea comunitate lărgită, comunitate spirituală în care oamenii au un timp special, se conectează cu alții, au acest sentiment de apartenență. Asta este problema acestei ere digitale, că oamenii vor aparține peste tot și nu vor aparține niciunde. Și asta creează acea superficialitate despre care am vorbit. Noi trebuie să încurajăm tehnologia, însă în același timp trebuie să oferim oamenilor acea comunitate de care au nevoie. Slavă Domnului! Sunt de acord cu dumneavoastră, deși eu personal trăiesc în industria aceasta a IT-ului și ceea ce facem noi acum, inclusiv transmisiunea aceasta, se bazează pe această tehnologie. Dar iată că trebuie să există o limită atunci când facem distinția între ceea ce reprezintă o situație de urgență, da? O stare de necesitate și serviciu care înseamnă părtășia aceea față către față a oamenilor. Și mă bucur că dumneavoastră ați trecut peste faza aceasta și oamenii vin cu grămada, vin la biserică. Slavă Domnului și vă felicit! Amintați mai devreme și mi-a atras atenția două aspecte despre cele două campuri pentru copii, ce ați avut pentru copii și pentru tineri. Știți, noi de aici, din țară, întotdeauna suntem interesați de comunitatea românească din diaspora, fie că e din Statele Unite sau din Europa sau din Australia, nu contează. Dar în special în America o vedem puțin mai îndepărtată față de, să spunem așa, contextul acesta românesc, deși știu că internetul ne apropie foarte mult astăzi și mulți dintre dumneavoastră veniți des în România, s-au obișnuit să veniți și cu copii și cu tot ce înseamnă. Da. Deci, practic, țineați foarte aproape de România. Vreau să vă întreb un lucru foarte important. Copiii și tineri, cum stați la percepția aceasta, am văzut, pentru că o mare parte din provocările generației acesteia a pandemiei, deja putem să spunem generația pandemiei, este diminuarea numărului de copii. Școlile duminicale la fel și-au încetat activitatea anterioară pandemiei. Nu s-a mai putut face, deci rar am văzut școli duminicale online. Copiii s-au despărțit, plus au fost obișnuiți sau obligați, mai bine zis, să stea în mediul online la școală, deci o supra-saturație de online, și iar tineretul, bineînțeles, la fel de busolat. Și se vede clar o ruptură. Cum vedeți dumneavoastră în Statele Unite relația aceasta, copii, tineri, adolescenți, da? Și bineînțeles, cum o vedeți? Deci este o discuție foarte importantă, un subiect actual. Eu vreau să vorbesc în special despre contextul nostru. Da. Pentru noi, faptul că am fost deschiși ca biserică a fost o mare binecuvântare pentru părinți și pentru copii, pentru tineri. Chiar în perioada aceea de criză puternică, criză pandemică, noi am oferit și pentru copii Sunday School online. Am avut anumite activități, am avut anumite servicii pentru copii, dar ceea ce consider o binecuvântare pentru noi în perioada pandemică, că suntem în această perioadă, dar în momentele de anul trecut, tinerii noștri au fost cei mai implicați. Majoritatea serviciilor, când aveam servicii mai reduse, cu mai puțin oameni online, majoritatea serviciilor le-am realizat cu tinerii din biserică. Ei s-au cuplat, s-au integrat, încât am văzut în ultimul an, 16 luni aș putea să spun, un an jumate, o maturizare extraordinară a tinerilor noștri. Implicarea lor, slujirea lor
Și din acest punct de vedere, consider pandemia chiar o binecuvântare pentru noi. Acum, noi ca și biserică, pot să spun că suntem o biserică binecuvântată pentru că avem propria noastră tabără în statul Michigan. Și chiar anul trecut, în mijlocul pandemiei, am făcut tabără pentru copii, tabără pentru tineret. Ne-am ocupat de ei în mod special. Așa că ei nu au simțit, tinerii noștri nu au simțit lipsa aceasta a interconectării umane. Au fost mereu împreună, am avut activități pentru ei, am dus afară, acolo la camp, serviciile digitale sunt limitate, semnalul este foarte diminuat. Așa că trăiesc în lumea naturală, se conectează, trebuie să o facă. Și eu asta o văd ca o mare binecuvântare pentru ei, dar și pentru biserica noastră în general. Slavă Domnului! Asta este un mare avantaj să aveți propria dumneavoastră locație de lucru cu copiii, cu tineretul. Și slavă Domnului! Frate Florin, acum ne întoarcem puțin la contextul în care trăiți. Dumnezeu v-a trimis acolo pe dumneavoastră și pe mulți dintre ai noștri în Statele Unite, în statul Illinois, în Chicago. Și uitându-vă la ceea ce se întâmplă astăzi, și noi suntem uimiți de rezultatele alegerilor, încă nu ne vine să credem că astea au fost. Dar uitând la ceea ce se întâmplă, cel puțin în zona Chicago, în fiecare zi vedem număr impresionat de morți, foarte multe violență, doamna primar face în continuare tot felul de abuzuri, deci este un locaș destul de primejdios. În contextul acesta al credinței dumneavoastră și al celor pe care îi păstoriți, vreau să vă întreb așa, cum vă simțiți dumneavoastră într-un loc în care știți că nu este un loc ușor de trăit? Sunt state mult mai safe, mult mai conservatoare, poate mult mai liniștite. Dumneavoastră sunteți acolo într-un stat foarte cunoscut pentru violențe și pentru abuzurile autorităților. V-ați confruntat cu probleme de libertate, v-au încercat să vă determine în fel și chip să renunțați. Deci, cum să spun, n-a fost ușor. Omenește, câteodată îți vine să fugi sau să pleci din locul acesta, să te duci într-un loc mai căldicel, unde te simți mai bine. Cum vă simțiți dumneavoastră și cum încercați să-i țineți pe oameni curajoși până la urmă, că trebuie să ai un curaj să stai, să auzi în fiecare zi câteva zeci de morți în suburbiile, în Chicago, în downtown. Da, haideți să clarificăm pentru prietenii din România. Deci, tot ce vedeți de multe ori este o percepție a orașului. Noi nu suntem niciodată sau aproape niciodată amenințați de violența despre care se vorbește, despre celelalte lucruri care se întâmplă. Chicago este un oraș extrem de frumos, unul dintre cele mai frumoase din America. Violența nu este necesarmente în centrul orașului, este în anumite zone și este absolut localizată. Oricine știe asta, este vorba de, noi le numim ganguri, găști de tineri care sunt dezorientați, tineri care consumă droguri, vând droguri, sunt aceste carteluri de droguri și toată violența aceasta pe care o vedeți are loc în acele zone. Vreau să menționez două lucruri. De ce se întâmplă asta? Sunt două aspecte foarte, foarte importante. Este colapsul familiei. Toți acești tineri provin din familii fără tați, sau majoritatea, poate au fost generațional implicați în droguri, au depins de guvern, n-au fost învățați să meargă la școală, n-au fost învățați să lupte pentru ei. Guvernul le-a dat minimum ca să aibă ce să mănânce sau unde să doarmă pentru mulți dintre ei. Familia este dezintegrată, s-a dezintegrat și eu spun asta mereu, cred că absența taților conduce la această stare de violență care are loc. În al doilea rând, și biserica a falimentat, pentru că aceste zone sunt părăsite de biserici, bisericile de multe ori în loc să se ocupe de
copii, de familie, să promoveze regulile, valorile noastre esențiale, fundamentale, promovează alte lucruri, se ocupă de alte proiecte și copiii aceștia nu au acel context cum au copiii mei. Au nu numai o familie, au și o familie spirituală. Și toată violența asta pe care o vedem în Chicago, în fiecare zi se întâmplă, oameni împușcați, majoritatea sunt tineri, sub 30-40 de ani, toate aceste violențe au de-a face cu absența familiei naturale și a familiei spirituale. În schimb, noi nu suntem afectați, poți să mergi oricând, nu m-am dus undeva vreodată, mi-e frică, o să mă împuște cineva, o să experimentez violență, pentru că nu este prezent în comunitățile noastre, în locurile în care noi trăim. Chiar în acele locuri unde violența există, sunt anumite zone, sunt anumite ore, sunt anumite situații când se întâmplă asta și nu este chiar percepția care s-a creat că e doar violența aici, ești în pericol să vizitezi, ești în pericol să mori dacă mergi la Chicago. Nu este, lucrul acesta nu este real, nu se bazează pe realitate. Sigur, situațiile pe care le-am menționat au de-a face cu politica de zeci de ani din metropola noastră, democrații controlează tot, sunt absolut niște comuniști în devenire, socialiști, guvernul vrea să controleze tot, vrea să dea acestor oameni ajutoarele sociale pe care le primesc. De fapt, i-a făcut sclav pe oamenii aceștia. Pare rău să folosesc cuvântul acesta, dar asta se întâmplă chiar acum. Poate trebuie să adaug aici, Chicago dintotdeauna a fost o poartă a imigrației române. Românii vin aici, unii se realizează, sunt locuri de muncă, e o comunitate mare, prosperă și mulți, foarte mulți dintre ei pleacă mai departe în locuri mai calde, în locuri mai stabile, cum spuneți dumneavoastră, mai conservatoare. Dar cred că Chicago va rămâne acest bastion în sens pozitiv al credinței evanghelice în imigrația română, biserici mari. Probabil că nu există niciun alt oraș din America să aibă o comunitate evanghelică atât de vibrantă, atât de puternică, precum avem noi aici în Chicago. Slavă Domnului! Așa este. Am vizitat-o de multe ori și știu că sunteți destul de numeroși și, bineînțeles, aveți și un impact. Acum vă știe cam toată lumea. Dacă nu vă știau până acum după ultimele evenimente pe care le-a făcut și primetizarea pe care v-a făcut-o Fox News, comunitatea evanghelică din Chicago este, comunitatea evanghelică română din Chicago este, da, este foarte cunoscută. Acum, dacă stăm să ne uităm așa la situația curentă, vreau să vă întreb așa, cum vedeți dumneavoastră, cât de optimiști sunteți în ceea ce privește viitorul? Știu că e greu de definit, vedem, ne uităm la ce se întâmplă la politicile acestea, dar cel puțin din punct de vedere al nostru, al creștinilor. Cred că oamenii s-au cam prins și ați făcut un pas important, ați pus piciorul în prag atunci când a trebuit și mai credeți că statul Illinois sau autoritățile din Chicago mai e cumva vreun pericol, dacă cumva situația pandemiei nu va exploda, bineînțeles, și nu va fi. De a mai avea vreo posibilitate de a vă determina să faceți un pas înapoi, să închideți sau să vă retrageți cumva, să minimizați numărul de servicii? Cum vedeți libertatea aceasta religioasă? Ei vor încerca, dar personal, în momentul acesta, cred că eu nu voi mai închide biserica total, indiferent ce se întâmplă. Cred că biserica trebuie să fie deschisă. Nu trebuie să forțăm oamenii, pentru că Mântuitorul a spus cine vrea să vină după mine, să-și ia crucea și să mă urmeze în fiecare zi. Sau este libertatea omului să facă lucrul acesta. Dar vor avea posibilitatea să se închine. Pentru că personal, în acest moment, cred că nu voi mai închide biserica în această... Probabil niciodată orice s-ar întâmpla, asta e opinia mea. Am trecut prin virus, am fost chiar relativ bolnav, m-am recuperat, m-am testat săptămâna trecută după
9 luni de zile încă am anticorpi, chiar e foarte puternici. Ca biserică am ajuns, cred că, la un nivel de imunitate, n-am mai avut cazuri majore, n-am avut foarte multe oricum, dar noi ne închinăm mai bine ca înainte, cum spuneam, avem o efervescență mai mare, suntem împreună, n-am purtat niciodată măști în biserică. Deci aici suntem, nu cred că vom mai închide biserica. Acum, din punctul ăsta de vedere, sunt optimist, dar sunt pesimist în ce privește politica din America. La ora asta, în America este un asediu, un atac virulent al marxismului, îmbrăcat în diferite haine, precum BLM. Este aici o teorie învățată în școli acum, se spune Critical Race Theory. Toată ideologia aceasta cu climatul, ce se întâmplă cu climatul, toate acestea sunt noi forme pe care le-a marxismul pentru a impune o nouă ordine mondială. Și asta este lupta care se dă acum, până și bisericile au îngenunchiat, până și bisericile acceptă prea ușor marxismul acesta. Uneori stau și mă gândesc la anii copilăriei, adolescenței din România comunistă, văd acele lucruri întâmplându-se aici, sigur sub alte forme. În trecut, marxismul, socialismul, comunismul a pus accentul pe forțele de producție, pe economie și pe relațiile de clasă. Asta s-a mutat acum, deci are de-a face cu rasele umane, cu rasismul. Dacă spui ceva care contravine marxismului, ideologiei lor, automat ești etichetat ca fiind rasist. Dacă afirm valorile Bibliei, se întâmplă la fel. Folosesc știința ca o armă extraordinară în a-și impune ideologii care n-au nicio bază în știință. Deci, în ce privește politica americană, la ora actuală sunt pesimist, pentru că oamenii sunt manipulați. Este un atac frontal al marxismului care îmbracă diferite forme. În trecut, în perioada comunistă, marxismul avea de-a face cu relațiile economice și relațiile de clasă. La ora actuală, marxismul îmbracă forma raselor, rasismului. Avem această teorie aici în America, Critical Race Theory, care este extrem de periculoasă, care segregează oamenii după culoare. Este aplicată în licee în general, în universități. De la cea mai tânără vârstă, copiii sunt îndoctrinați cu astfel de idei. Marxismul îmbracă de asemenea forma climatului, schimbării climatice. Se vorbește mereu despre această ecologie, care nu este de fapt nimic altceva decât încercarea marxismului de a crea o nouă viziune mondială, o nouă ordine mondială. Aici suntem acum. Dacă te ridici împotriva acestor noi tendințe, dacă spui ceva, dacă publici ceva, automat ești etichetat ca și rasist, ca o persoană care nu crede în știință. Știința este folosită în această direcție pentru a promova nu știință cu adevărat, ci ideologie. Și aici suntem acum, și asta este marea problemă pentru America la ora actuală. Totul este redefinit, istoria este ștearsă, toate ideile fundamentale, creștinismul la ora actuală este denigrat în America. Cred că aș putea să spun foarte, foarte clar lucrul acesta. Persoana care are cea mai teribilă poziție în America la ora actuală este un bărbat alb, creștin, și dacă mai este și pastor, persoana aceea este o persoană non grata efectiv în societatea americană. Și asta este situația în care noi trăim, pe care o avem la ora actuală, și de aici vine pesimismul meu, pentru că suntem prea docili, prea ne-am obișnuit să ne supunem la toate nebunile care ne sunt prezentate, să le
înghițim prea ușor și asta transformă societatea pentru generații. Așa este. Să știți că ce spuneți dumneavoastră vedem și noi aici cu pași poate mai mărunți, dar și în România suntem supuși aceleași probleme. Luptăm ca și dumneavoastră, încercăm să ne mobilizăm și mai ales să vedem cum dumneavoastră ați reușit să rezistați an de rândul aceste pericole pe care biserica le are și cum ați reușit să vă adaptați. Mai ales că generația tânără este mult mai ușor de manipulat. Dumneavoastră și generația dumneavoastră, cei care au plecat înainte de Revoluție, în special, au avut avantajul de a vedea o parte din aceste lucruri aici în România. Cei născuți, cei tineri, cărora dumneavoastră le povestiți, cu siguranță, cred că au auzit de la dumneavoastră, dar ei nu știu exact și le văd cu ochii lor. Ați trecut prin asta și cred că asta îi ajută da. Și pe copiii dumneavoastră și pe cei din comunitatea creștină. Noi discutăm deschis cu generația tânără și am speranță în generația copiilor mei, cei sub 20 de ani, eu mă uit la ei, cred că sunt mult mai suspicioși în ce privește toate aceste politici care sunt prezentate ca și religie la ora actuală, deși spune se bazează pe știință. Din punctul ăsta de vedere sunt optimist, dar ce se acum? Într-un fel e mai rău decât pe vremea comunismului, pentru că până și corporațiile cooperează în această fraudă ideologică. Dacă spui ceva care vine împotriva căsătoriei homosexuale, dacă spui ceva care vine împotriva vaccinului, împotriva măștii, vorbești ceva care nu se plasează pe narațiunea guvernamentală vis-a-vis de criza aceasta COVID, vis-a-vis de climat, automat ești anulat pe Google, pe YouTube, Facebook, Twitter. Oriunde există o platformă de genul acesta, îi creează o nouă conformitate și lucrul acesta este cel mai periculos lucru, pentru că libertatea de exprimare este anulată și libertatea este cea mai mare valoare pe care noi o avem de la Dumnezeu. Dumnezeu ne-a făcut liberi, până și mântuire, suntem liberi să alegem și asta este în poziția mea, în opinia mea, cea mai mare valoare pe care Dumnezeu ne-a dat-o, libertatea. Mereu spun asta, libertatea vine de la Dumnezeu, opresiunea întotdeauna vine de la diavol. Și pentru asta trebuie să stăm, pentru drepturile noastre, pentru libertatea de închinare, de exprimare. Altfel vom pierde această bătălie care se dă, pentru că asta se întâmplă acum în America. Nu numai cu pastori, cu oameni de rând, cu politicieni, cu oameni puternici. Dacă spun ceva care vine, care deviază chiar puțin de la narațiunea guvernamentală, narațiunea general acceptată, această metanarațiune, automat sunt anulați, vocea lor este suspendată. Și aici suntem la ora actuală și cred că e cel mai mare pericol în societate care există la ora aceasta. Așa este. Dumnezeu să vă dea putere să rezistați și mai ales să duceți mai departe drâzenia aceasta de care a dat dovadă în perioada comunistă, în special aici în România, dar și în ceea ce se întâmplă acum în Statele Unite. Și generația tânără, copiii dumneavoastră și tinerii din biserica dumneavoastră și cei din comunitățile creștine românești să vadă și să vă creadă pe cuvânt că ceea ce se întâmplă este nu este de la Dumnezeu, ci este din potrivă de la cel rău. Și noi avem aceeași provocare și încercăm din răsputeri să le spunem oamenilor tineri că libertatea este o valoare iudeo-creștină, vine de la Dumnezeu și trebuie să o apărăm. Ne apropiem de final și frate păstor, acum la sfârșit, aș vrea să vă las să adresați câteva gânduri, știu, poate o încurajare, un verset, ceva pentru comunitatea românească care poate nu e atât de dârză, atât de hotărâtă să țină piept autorităților. La noi oamenii sunt poate mai greu de mobilizați, mai greu de
avem și noi disputele noastre între noi cu privire la multe lucruri. Cu greu aș vedea cum, dar nu e imposibil o asemenea măsură, astfel încât o comunitate de oameni să spună nu când trebuie să spună nu, dar cel puțin, plecând de la experiența dumneavoastră, o încurajare așa de în inima dumneavoastră de păstor, cred că e binevenită. Da, mulțumesc pentru oportunitate. În perioada aceasta de criză pandemică, unul dintre versetele din Scriptură favorit pentru mine este Romani 8:15. Versetul acesta spune că Dumnezeu nouă nu ne-a dat un duh de sclavie, de robie, ca să ne fie frică, ci un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Versetul acesta a fost în toate momentele pandemiei vital pentru mine. Mi-a adus aminte că ceea ce este în mine mă ajută să nu disper, să nu trăiesc cu mare frică. Chiar atunci când am fost bolnav cu virusul acesta anul trecut în noiembrie, am fost destul de bolnav, am făcut pneumonie, am fost puțin în spital. A fost versetul care m-a ajutat să depășesc momentele de frică, de condamnare. De aceea, pentru toți creștinii, pentru toți cei care ne ascultă, telespectatorii dumneavoastră, prietenii pe care avem pe Facebook, dragii mei, Dumnezeu este de partea noastră și ne-a dat un duh de înfiere care elimină frica. Prea mulți oameni trăiesc încorsetați de frică, nu rezistă, se tem pentru poziția lor, pentru viitorul lor. Vreau să vă încurajez și să înțelegem că Duhul lui Dumnezeu ne dă acel strigăt al libertății, strigătul către Dumnezeu, și încurajez liderii spirituali, bisericile, să nu renunțe așa de ușor la libertatea grozavă pe care Dumnezeu ne-a dat-o, să ne închinăm oricând și oriunde, la buna noastră plăcere, pentru gloria lui Dumnezeu. Vă reamintesc, Dumnezeu nu v-a dat un duh de robie, de sclavie, ca să vă fie frică, ci un duh de fiere, care ne dă strigătul libertății, care ne face oameni liberi într-o lume înrobită de cel rău, o lume care, cum spune Scriptura, zace în păcat. Vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu ne cheamă pe toți în perioada aceasta să nu fim doar docili, să fim militanți pentru Hristos, să reprezentăm împărăția lui Dumnezeu, care, vreau să vă spun un secret, va câștiga în cele din urmă împotriva împărăției acestei lumi. Vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă mulțumesc pentru invitație de asemenea. Cu mare drag, și noi vă mulțumim, frate păstor, a fost o încântare să stăm de vorbă, să auzim vești bune, mă bucur că emisiunea aceasta e plină de vești bune, Dumnezeu să vă binecuvânteze în lucrarea aceasta și mai mult să vă dea putere, să duceți mai departe învățătura aceasta a Evangheliei și mai mult în comunitatea românească, să fiți împreună cu toți românii creștini un exemplu pentru societatea americană și Domnul să dea putere și să fiți sare și lumină acolo unde v-a așezat. Fiți binecuvântat! Mulțumesc și vreau să adaug ceva. Veniți fără frică la Chicago. Vă așteptăm! Cu mare drag, dacă Domnul va îngădui să putem călători, ne vom revedea în câteva săptămâni. Domnul să fie cu noi și cu dumneavoastră. Slavă Domnului! Stimați prieteni și dumneavoastră, vă mulțumim pentru seara aceasta. Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi. Fiți binecuvântați. Până data viitoare, vă spunem la revedere!